Salut! Și bine ai venit pe canalul meu despre puzzle-uri, întrebări de logică și chestii care îți pun mintea în mișcare. Hai să începem! Azi, asistenta mea mi-a pregătit o nouă provocare. Și voi deja cred că v-ați dat seama după copertă despre ce va fi acest video. Dar eu încă nu. Deci, hai să vedem! Provocarea de azi se numește scoate inelul. Sau nu trebuie să scot aceste inele? Cum crezi? În cât timp vei scoate inelele? Nu cred că mai mult de jumătate de oră. Bine, ai pe 10 de minute. Dacă nu reușești, ai pierdut provocarea. Ok. Bun, hai să încep cu asta. Pentru că vreau să fiu cinstit. Am mai văzut așa puzzle undeva pe canale, nu știu unde. Dar nu importă. Ca să scoatem inelul de aici, trebuie să separăm ața. Dacă nu separăm ața, nici acum nu poți să o scoți. Logic. De ce nu iese și cum coace nu iese. Bun. Îl dăm în jos așa. Ca să nu ne curce. Acum cum scoatem ața. Prima întrebare e cum scoatem ața și după asta e cum scoatem inelul. Ca să scoți inelul, ca să separe ața, facem așa. Așa. Uităm. Bățul din mijloc încurcă ca să-l tragem. Bun. Vrem înăuntru în inelul ăsta din moment. Așa. Încercă nici eu să mă trebuie să trece fără vocea. O trecem pe aici. Așa. Odată ce e separat ața, inelul este foarte ușor. Da, este un nivel nu chiar complicat, simplu, dar tot când o faci prima dată, nu-ți dai seama așa de ușor. Dăm într-o parte și o luăm pe asta. Așa. Aici, ideea e că scoatem inelul în sus. Trebuie să separăm de piesele astea care nu permit ca inelul să iasă. Bun. Cum facem asta? Hai să vedem. Așa. Inelul în jos. Așa. Dacă. Logic e cam ca acolo. Dacă nu putem scoate inelul pe față, sau că trebuie să trecem fața în stânga sau în dreapta. Asta special aici e făcută, ca să încapă. Ca să încapă în gaura asta. Nu e întâmplător. Sau că trebuie să încercăm, cumva, să încercăm așa. Am dat-o în dreapta. Așa. Se vede că inelul era jos aici, acum o ață deasupra și o ață de sub. Am introdus astea încolo, încolo, în coașe, singur nu ne-am dat seama, dar se vede că ideea e că să trecem inelul deasupra la ață. Sau că dacă am trecut o ață deasupra și asta a rămas aici. Facem fix aceleași mișcări, doar chestia aslantă. Introducem așa. Așa, cum am făcut acolo, ne aduc aminte, asta am tras-o în coa, asta, bila s-a lăsat-o deasupra, inelul l-am tras în sus, am trecut prin asta, așa, dacă vedem, asta vine în coa, dacă vrem inelul aici, dacă vrem inelul prin mijloc, îl tragem, și ta-da!
singur, de exemplu, vreo jumătate de oră. Asta a fost foarte logic, s-a separat ața, a ieșit inelul. Aici ața a rămas la fel cum și era și inelul tot a ieșit. Înseamnă că tot e super. Bun, de scos le-am scos. Acum dă să văd cum le văd înapoi. Că cred că tot așa e de greu să-l văd înapoi cum s-au scos. Mi s-a părut că ăsta e mai greu de montat înapoi decât de-l scos. Dar mi-a plăcut așa felul de puzzle, scoți în el. Nu sunt așa de complicate și te pune să te gândești. Interesant. Mulțumesc, Adriana, pentru provocarea de azi. Deci avem cutie în care ele erau. Așa, unit așa într-o cutie. Deci sunt patru. Le punem înapoi, patru puzzle de scos în el. Asta e de aici. Așa, asta e încă una, a treia. Și a patra. Poate vreodată o să le scot pe canal, vedem. Așa. Și așa arată cutia. Așa, în cutie chiar dacă se întâmplă că nu îl poți monta, le învârtești, le șești, tot nu-ți primești să le montezi. Este așa o instrucțiune, văd că. Unde arată cum se montează. Dar asta nu e pentru noi. Noi nu ne lăsăm bătuți până nu facem fără instrucțiune. Așa arată cutia din spate. Asta e colecția din ele. Și mai sunt încă două cutii cu puzzle din lemn. Cred că pentru colecția trebuie să le cumpără și pe astea, nu? Astea din lemn, pur și simplu. Astea rotunde, chestii. Interesant, interesant. Da, mi-ar plăcea să le am peste tot în colecție, așa că de ce nu? Mă duc să mai adaug încă o cutie în colecția mea de puzzle. Dar tu, dacă ți-a plăcut, pune un like și ne vedem la următoarea provocare. Pe curând!